să înțeleg reacțiile astea. De ce plângi? S-au adunat multe de aia. E bine, dar acum că nu te-a lăsat? Sau de ce? Da, adică ce era așa greu? Adică, zis-o cum mă simt bine și voiam doar să mă duc, să, dau, să, zic, să stau să vorbesc. Bine să zic, te simți bine, glumeai și dintr-o dată da, te-ai supărat. Da, dar nu e adevărat, nu mă simțeam bine deloc oricum. Și am încercat să par ok. Și am vrut doar să mă duc să stau puțin acolo să vorbesc cu George ca să-mi iau vibe-ul și mai bun. Și acum nu am putut și dai seama dar că... Dar acum din ce cauză? Nu te simțeai bine? Nimica. Și tu cu... Radu. Așa mulți bine au fost... Bine spun, Dragoș. Așa mulți au fost de nu mai ții minte cine vorbea. Noi suntem bine. Am vorbit ieri puțin în camera roșie. Foarte puțin. Aveai emoții? Da, nu l-ai știu. Simțit? Tu aveai emoții? De ce? Și el. Nu știu. Mă așteptam să fie fluent în întrebări. Dar nu mă întreba așa fluent. Parcă nu știa ce să mă întrebe. Păi da, aveai emoții, poate. Da. Cred că a trecut ceva timp de când nu am mai avut și camera roșie. Poate. Am crezut că vine așa, direct, cu un set de întrebări. Ba, ba, ba. Eu mă gândesc că vine cu setul de întrebări la persoane care nu neapărat îi o simpatizează așa mult. Poți să o gândești așa, știi? Da. Că când vorbești așa foarte... Așa, detașat? Știi că... Orică vrei, orică nu mi-e tot una, știi? Dar nu am simțit neapărat așa o chestie din partea lui ca și cum i-ar plăcea foarte mult de mine, nu știu. Dar dacă era așa mai timid, da, era mai timid, mai emoționat și zicea că nu știu... E altă treabă deja aici. Dar nu l-am simțit eu așa. Eu așa văd, știi? Că și eu, cum, când vorbeam cu Dragoș, nu aveam nimic, adică eram așa, știi? Nu-mi provoca niște... Dar cu George mi-e așa... Ale, nu-i de bine. E de bine, mă. Da, dar nu, am crezut că e ceva... Nu, e ciudat, oricum. Și mai ales cum suntem noi obișnuiți în mediul online. Da. Parcă... E foarte greu, în realitate. Ai nevoie și atunci de 3-4 zile să te deschizi. Da, trebuie să vorbiți. Îți ieși puțin normal din zona de confort când ești aici și ai de cunoscut o persoană față în față. E altceva. Nu. Ai, emoționată. Am crezut că s-a supărat de ceva și nu înțelegeam. Da, asta mai trebuia să se supere. Dar băi, te rog frumos, când o să iasă materialele de ieri, că acolo este de toate, să nu mai fie iar scandat. Te rog din toată inima, că... Da, de toate. Mă uit ce ați spus. Deci, de toate, îți spun, de toate. Că și tu ai spus de toate, fiecare a spus de toate. De toate în toate părțile. Ne-am făcut în... de râsul râsului. Toate, nu numai tu. Că și eu am spus ale mele, fiecare a spus ale lui. Dar nu zic și fără tine. Aici, când era aici, că fără tine nu prea a fost discuție. Dar aici. Trebuie să ne facem asta. Nu privim emisiunea, ci că nu știm nimic. E bine câteodată să te uiți. Mai afli chestii noi. Da, dar nu vreau. Dar și cu tine ce s-a început acolo, începuturile de conflict, tot au fost că ai privit emisiunea și am spus lui Sorin nu știu ce, ți-am spus că așa te potrivești cu nu știu cine, așa mai departe. Da, și că eu nu eram de față și vezi așa măcar se află ce se vorbește în momentul în care poate eu sunt la băieți, poate sunt grădină, sau ce vorbesc băieții, că eu de obicei acolo ascult, să văd ce părere au ei. Ce discuții sunt, că aici deja se sătură să tot aud. Asta e a mea. Asta nu e aia bună. Știu, ea vezi că asta e bună. Da. Poți să, poți să nu te mai întoiești, mine? Că nu, nu o să mai fac jocul, promit. Deci eu am fost abis să nu știu la mea... Lasă că asta te credă, nu e vorba uite, despre asta. Da, e vorba despre că alte făcut, chestii. Nu o să mai fac nici glume cu tine, că am văzut... Mult mai subtile de atât. Nu o să mai fac nici glumiți, pentru că știu că sună urât. A mei, eu știu cum sunt eu, înțelegi? Dar față de tine care nici măcar nu mă cunoști, înțelegi? Dă foarte urât. Eu dacă postez ceva sau vezi ceva, vreau să vii să-mi spui mie. Și să nu te, gen, dacă vezi, postezi ceva acum în seara asta, că sunt într-un loc și pe tine te enervează, poți să sun pe ceva din staff și mă sună pe mine și îi transmit, bun, sau vii și îmi spui mie, dar să nu te mai enervezi pe loc. Până uite și chestia asta cu florile. Nu m-am enervat pe loc niciodată. Am așteptat până a doua zi și te-am întrebat. Da, eu cred că m-a simțit prost. Și privirile pe care tu mi le-ai tras.
S-a observat. Tu vorbești despre simțit prost, de nu m-am simțit prost de atâtea ori. Și toată lumea a observat asta. Deci, îmi place să am un bărbat impunător. Da, îmi place să-mi spui, băi, nu e ok. Dar nu trebuie să-ți mai spună cineva spui că când o fată nu este, să-mi spui așa, fată nu este ok. Dar nu să-mi te impui să spui, nu fă aia. Știi că-s două chestii diferite. Știu și așa fac. Așa. Am și o experiență, crede-mă. Bun, așa, am trecut mulțumesc. Până diverse, mulțumesc frumos. Am trecut până diverse greșeli pe care le-am făcut și am ajuns la un nivel în care pot să am o relație sănătoasă. Nu o cunoști. Nu te cunosc, nici nu-i nevoie să te să cunosc pe cineva când văd că face așa în timp ce îi flirtează cu mine. Și știi că așa e. Nu, nu eu, să, eu nu am nu pot să te văd foarte reală când se întâmplă lucruri din asta. Plus multe altele pe care le știm amândoi și nu le mai numerăm. Ok, care multe și altele? Bun, eu... Fii direct, deci fii direct cu mine. Sunt direct, da? Deci suntem așa. Aici e un cuplu, un cuplu pe care îl formează cei doi, da? În partea okay, asta. Ok. Eu fac un pas, 2, 3, 4. Ok. Care sunt pașii pe care ai făcut-o? Nu pune pe post de calitate pasivitatea pe care ai avut-o. Spunem lucrurile active, practice pe care le-ai făcut. Să avansezi spre un cuplu. De aici, aici, cu ce ai plecat? Bun, nu deci... prin așteptări și prin acceptări. Nu prin așteptări nu, deci... și prin acceptări. Astea nu sunt de glorificat sau de pus în calcul. Spune-mi ce ai făcut. Deci, în primul rând, ca să te apropii. Tu ai venit în casa iubirii pentru mine, nu eu pentru tine. Dacă vreau să răspund la întrebarea asta și te ascult că răspunzi la întrebarea asta. Și vreau să-mi răspunzi la ea. În continuare rămân aici și când ai răspuns, ai mutat asta. Bun. Când vine argumentul, tu îl muți pe asta. Ok. Am cerut și eu la cameră să te văd. Bun. Serios? Da. Am făcut-o. Adică nu, chiar... Am făcut-o, am făcut-o. Jur. La început, asta vreau să spun, la început nu am făcut-o, pentru că am zis, vreau să văd băiatul. Dacă el vrea pe mine să mă cunoască, nu să mă duc eu la el, pe capul lui, ca idee. Așa. Bun. Tachii mașini în camine roșie. Puteți să-l chem pe altcineva. Faza cu Radu, când m-a chemat el în camera roșie, mi-a luat un scaun. Înțelegi? Și nu îi respect pentru tine. Puțin și acolo, dar am făcut-o pentru că eu îmi doresc ceva cu tine. Le văd ca pe niște pași, le văd ca pe niște lucruri frumoase, dar am și eu pretențiile mele. Scuze-mă pe mine că... Cum și tu ai pretențiile tale. Da, scuze-mă. Că dacă veneam la tine cu niște prostii, nu mă mai vede cum mă vezi acum. Eu cred că am făcut niște lucruri cât masa asta. Așa. Cred. Și nu le confirm doar eu, ci multă lume. Faci pe care tu ești și tu chiar le confirm. Nu e aia, ba da, e ca bun, asta e. Și am și eu niște pretenții, cum și tu ai. Asta cu n-am stat la 2 metri, ci am stat la 1 metru. Contează, crede-mă, contează. Contează, dar... Contează, mă, crede-mă. Contează, faptul nu-ți minimalizez. Te gândești, faptul și Inga, că nu-ți... te gândești la o persoană de cea pentru mine e mult. Că te gândești, practic. Te gândești, înseamnă că acea persoană contează pentru tine, de-aia te gândești la ea, corect? Ce ziduri ai în jurul tău? Poftim? Ce ziduri ți-ai ridicat în jurul tău? De ce se pare anormal în mine? Ce zic greșit acum? Eu nu zic greșit, dar zic că tot dacă te gândești la un băiat, înseamnă că deja ai mutat mulți din loc. Ai. Bine, haide, fie. Ai, că uite, în timpul ăla puteam să scriu cu alții. Zic, ce faci, mă? Ce faci? Ești bine? Nu vrei să ieșim? În timpul ăla puteam să scriu? Da, să vorbesc cu cineva, să mă gândesc la acea persoană. Da, înțelegi? Pentru că am și eu niște standarde de la o fată, una care le face așa, nu dau doi bani pe ea. Ce crezi? Dar ce fac? Păi scuze-mă pe mine, atunci și dacă ai face așa, n-aș mai vorbi cu tine. Păi, atunci... Foarte bine, e asta normal așa că să faci spui așa. Că spui acum de vorbit, nu? Da. E normal că nu vorbești cu altul în timp ce vorbești cu mine. Ce crezi? Nu, că am schimbat 4 fraze și da, vreau și să mă duc la voice. Vorbim. Poți să mergi. I-am... Așa e interesată de tine, că chiar au zis că e tras atenția și de vezi că cu bilețelele alea vorbeam toate la masă, nu a fost ceva... Păi da, eu nu mai știu că i-am spus lui Sorin, cred că i-am spus. Da, dar asta e gluma Radule care o facem noi, ea n-a să se supere. Ea mi-a zis mie în camera roșie că am venit cu o listă, știi? Da. Și eu când am auzit de listă, i-am zis și-am glosat, zic, pun pariu că Bianca. Și am întrebat, care a zis de listă? Bianca, eu. Se bagă mi-a picat fața când am auzit că
tocmai Bianca. Bianca și am zis că eu nu mai zic și restul, că după aia oricum toată lumea zice că eu mă bag peste tot și eu. Ce zic că mai tac. Te bagi puțin. Mă bag, dar nu pot să tac. Eu am zis că eu, când am ceva de zis, nu trebuie dar să fie vorba să despre tagi, mine. Dar, uite, ideea cum a fost acum cu Alexandra, ți-a zis, când te-a cerat doamna Andreea pe tine, tu ai fost prin toate fetele. Acum nicio fată a fost prin tine. Păi, ce să fac? Dar eu aici, nu știu cum vi se pare vouă, dar efectiv eu m-am simțit că eu sunt de vină și ea nu a fost de vină cu nimic. Când mi-a atras mie atenția, doamna Andreea. Uite, părerea mea despre ce se întâmplă la voi acolo. I-am spus și ei. Ea e mai retrasă, ea nu vă halește pe niciuna. Voi vedeți că ea nu vă halește. Voi nu, nu. Uite, spun eu că eu am văzut tot ce se întâmplă acolo și îmi dau seama. Faza este că ea nu îi cu contextul emisiunii absolut deloc. Și ceea ce discutați voi, ce discuți tu despre ea? Nu, nu interesează. Da. Ce discuți tu despre ea? Nu, mă, ea mi-a zis că ele sunt false. Ce discută Bianca sau ăsta? Da, ea nu agrează, ei se pare fals, ea nu agrează. Și de ce mai rămâne în emisiunea asta? Dar nu-i dreptul tău să spui chestia asta. Că o fie o descalifică sau o elimină și la revedere. Și ea, pentru că nu crede și nu se regăsește în chestia asta, ba râde de voi, ba vă ironizează, și voi dați curs. Și cumva ai dat motiv să facă chestia asta. Părerea mea este să o lăsați deoparte toate. Să râd acolo, să fac ceva. Nu, oricum la televizor. Păi, dar nu băgăm tot timpul. Nu băgăm tot timpul. Înseamnă, oricum, acum au venit și cerut scuze. Adică eu mi-am cerut scuze. Că și eu am reacționat greșit. Dar chestia că dacă nu-ți convine aici, își vedea ochii peste care mă enerva și pe mine. Dar ai văzut cu ce ieri pe aici? Da, am văzut. Am văzut puțin. Și când o dansat acum, dar nu mai. El face, sau chiar a făcut. Măi, eu nu mai am nicio treabă cu ea. Ea mi-a lămurit și mie o chestie. Mai am treabă cu ea. O las în pace și m-a deranjat cu zis doamna Andreea că eu de aia îs că ideea am ceva Andreea, cu ea. Doamna Andreea ți-a spus că are pretenții la tine pentru că te-a văzut stabilă și matură, că tu mereu ai fost matură. Doamna Andreea se referă la faptul că tu ești destul de matură încât să nu ajungi la asemenea. Eu nici eu nu te văd așa. N-ai dacă cum, de calculat. Eu am crezut că văd o bătăie pe oajur. Pentru că e, Alexandra e și copilă. Știu. Are 18 ani. Ce să te aștepți? Dar ea, asta mi-a zis mie, că ea vă vede pe majoritatea de acolo false. De tine nu, de tine nu mi-a zis. Mi-a zis că tu chiar ți-l ai Ionuț. Dar majoritatea sunt că le vede fake acolo. Dar a zis că ceea ce între noi e fals. Nu, a zis că ce vine de la el la tine este fals, dar ce vine de la tine la el e real. Aia atunci și când am cerut părerea tuturor, da, mă, părerea ei nu mă interesează, chiar nu mai vreau subiectul ăsta. Că... Așa? De asta vreau să zic. În ce caz o evitați? Măi, dar nu poți să o eviți în casă, nu poți. Trebuie să vorbim toate, că nu mai luat în seamă. Cum să nu o bag în seamă? Dacă e acolo în fața mea, e în fața mea și îmi trag o privire din aia. Eu, dacă vrei, eu pun... Fii atent, să spun o chestie. Eu dacă vreau... Dacă eu mă stâng la tine în continuu, ce zici? Da, eu nu te bag în seamă. Dacă vrei, vrei să vezi că tu pentru mine mâine ești. Păi da, mă, dar uite, societatea de trei ori. Asta e faza, că nu a ajuns nicăieri.